Bine ați venit la evenimentul nostru. Eu sunt Radu Merica, președintele Asociației Aircraft Owners and Pilots Association. De ce ne-am hotărât să facem aceasta, să lansăm această invitație către presă? Mai multe motive. Spune, motivul principal este că noi am constatat că se vorbește prea puțin despre aviație, prea puțin în context pozitiv. Deci, de obicei, la noi se vorbește despre aviație când mai moare câte unul sau mai mulți, după caz. Ori aviația are mult mai multe părți frumoase decât accidente și evenimente nefericite. Ăsta ar fi un motiv. Să ne cunoaștem, să răspundem la întrebări, să schimbăm, nu știu, cărți de vizită, coordonate și să ținem legătura și în viitor. Ăsta e un motiv. Al doilea motiv e faptul că se apropie sezonul de zbor. Nu? Odată cu vremea bună, primăvara, vara, o să se zboare din ce în ce mai mult și e bine să încercăm să atragem atenția asupra acestui domeniu care se numește aviația, aviația generală. Și în ultimul rând, pentru că, sigur, ca orice domeniu de activitate sau ca orice activitate care se desfășoară în România, are și aviația problemele ei și o să vorbim, sigur, și despre problemele aviației. Cu siguranță că o să răspundem la întrebările dumneavoastră și, spre final, o să facem și câteva zboruri ca să vedeți și în realitate ceea ce povestim. Am să încep cu o foarte scurtă prezentare, după care ne vom așeza aici în față câțiva, să le spunem, insideri ai aviației generale și să răspundem la întrebări. Și apoi ne vom planifica și organiza zborul și o să mergem pe platformă și pe platformă o să vedem live ceea ce am povestit noi mai devreme aici. Acum, ca să spunem așa, cine suntem noi, de unde venim, de cine mână în lupta asta a aviației. În primul rând, cred că comun tuturor e faptul că la un moment dat au avut ocazia să se ridice cu un avion, cu un elicopter, cu ceva zburător la o înălțime așa mai mică și au văzut lumea de sus și au descoperit ceva senzațional. Acum, sigur, condițiile nu sunt cele mai bune, e cam multă lumină aici, însă, da, ăsta e un peisaj din Africa de Sud, ăștia sunt munții noștri. Transfăgărășanul, văzut tot așa dintr-un avion de mici dimensiuni. Deci, mulți dintre noi au descoperit plăcerea zborului, fiind introduși de cineva. Apoi mai sunt cei care folosesc să circule, să facă turism. Avantajul unui avion de mici dimensiuni este că te duce cam prin locuri unde în mod normal nu ajunge. Nu-i foarte greu, trebuie să schimbi două, trei avioane, ori un avion mai mic sau mai mare, te duce de la A la B, și poți să descoperi niște locuri foarte, foarte interesante, de exemplu, în Botswana. Există mulți dintre noi care sunt pasionați de sporturi extreme și aici, sigur, în aviație e un domeniu nelimitat, în sensul că acrobația e un domeniu aparte și cred că oferă niște experiențe care alte sporturi extreme încă nu au reușit să le atingă. Și mai sunt și cei care sunt cu avioane clasice, cu istoria aviației, dar și sunt tot din organizația noastră. Și trebuie să recunoaștem că aviația e un lucru cool. Nu știu care din ăștia doi sunt eu, dar... Dacă ar fi să luăm definiția precisă, aviația generală este absolut toată aviația, în afară de cea militară și aviația de linie. Deci poți include absolut orice, în afară de cursele regulate de pasageri și aviația militară. Aici o definiție mai academică. Important să reținem că, da, ce am scris cu roșu, în lumea asta, mult mai mult, este mult mai mare, mult mai dens traficul de aviație generală decât traficul de linie. Noi am fi crezut că e altfel. Chiar dacă aviația de linie transportă mult mai mulți pasageri sau cargo, mișcările sunt mult mai numeroase în aviația generală. Cele mai importante activități din aviația generală. În primul rând, școlile de pilotaj. Deci nu poți ajunge pilot de linie până când nu treci prin toate etapele de pregătire. Începi cu trainingul inițial, pe un avion destul de simplu, apoi urmează pregătirea la zbor instrumental, licența de pilot comercial, deci până ajungi să fii comandant pe un avion de linie, trebuie să acumulezi o experiență de zbor care o faci în cadrul aviației generale.
Da, nu poți avea o țară, nu poate să aibă o aviație foarte dezvoltată dacă nu are și partea de aviație mică. Altfel, sunt țări de-astea, gen, nu știu, Emiratele Arabe, care au cumpărat piloți din toată lumea. Dar asta nu înseamnă că au o aviație dezvoltată. Au un transportator, poate, dar nu au ceea ce numim noi aviație. Iarăși, suntem obișnuiți imediat, SMURD a fost transportat cu un elicopter. Până ajuns să transport pe cineva cu elicopter, trebuie să ai piloți de elicopter, trebuie să ai elicoptere. Sigur că e un aspect foarte important într-o societate, să poți să duci pe cineva să salvezi o viață, să-l aduci de nu știu unde, cu arsuri, cu accidente, dar pentru asta trebuie să ai aviație și trebuie să ai o întreagă infrastructură care să ajute să promovezi aviația. Iar zbor de cercetare. Chiar avem un institut în România care se descurcă foarte bine, care și efectuează destul de multe zboruri de cercetare. Iar și puțin cunoscut publicului larg. Mai e și partea de business aviation. Oameni de afaceri care trebuie să ajungă repede de la A la B și care, pentru ei time is money. Dacă e să mergi pe străzile noastre, s-ar putea să pierzi două zile. Avem aici un invitat care a venit de la Suceava, nu? Între București și Suceava nu există zbor direct. Dacă vii cu mașina sau te duci cu mașina la ea și e un avion, pierzi o zi. El a venit cu un avion, a făcut, nu știu, poate o oră, oră și un pic. Dacă mai ne amintim scandalul ăsta, vede că și demnitarii români folosesc aviația generală când se duc în interes de serviciu, desigur, la întâlniri. Da, deci eu folosesc, dar nu sunt neapărat o sprijină, adică ei trag doar beneficiile. Sigur, cât sunt demnitari după aia numai. Și acum o să trecem la capitolul vedete, ca să asociem puțin partea glamour cu așa, deci aici vedeți că Angelina Jolie în stânga, deci pilotează, soțul ei în dreapta. Cred că nu mai trebuie să spun cine e, iarăși un mare pasionat de aviație. Mai avem și noi VIP-urile noastre. Iarăși, pilot de mulți ani, de vreo 25 de ani pilotează domnul Țiriac. Culmea că mai vine și el la întâlnirea noastră din când în când, când mai e prin țară și nu mai povestește din cariera lui de aviator. Important e să reținem că aviația nu e neapărat o chestie de milionar. Acum, sigur, am dat câteva exemple de oameni care nu au neapărat o problemă financiară să fie aviatori, însă aviația e pentru oricine. Deci ca să fii un planorist, nu trebuie să fii milionar sau să ai un avion ultra ușor. Iarăși, nu e o mare costă cât o mașină medie. Nu e o mare efort financiar. Sigur că poți să ajungi și la jeturi de alea, dar nu e cazul nostru. Noi suntem oameni absolut normali. Suntem oameni care lucrăm, avem firmele noastre, avem joburile noastre. Deci nu e neapărat așa un sport al milionarilor. Se adresează oricui, sigur, depinde de nivelul la care îl practici. Dacă îl practici la nivel foarte înalt, atunci, sigur, trebuie să fii Harrison Ford. Dacă ești așa mai ca noi, o să vedeți avioane care le pilotăm și costurile sunt oarecum sub control. Am făcut așa un mic rezumat cu care să îl luăm cu noi. Asociația noastră s-a înființat în 2012. Avem 40 de membri. Facem în mod regulat evenimente. Asta e primul eveniment cu presa, însă cam o dată la 2-3 luni facem un eveniment pe diverse teme, foarte mult în direcția safety, condiții de zbor, navigație, deci puțin să și dezbatem anumite teme și să creștem siguranța zborului și să ne întâlnim cu diverse autorități care mor ne iubesc sau nu, dar trebuie să stea puțin de vorbă cu noi. O activitate importantă, am fost prezenți la Friedrichshafen. La Friedrichshafen este cel mai mare târg din Europa de aviație generală și am fost prezenți 2 ani la rând cu standul României. Cred că au fost foarte drăguți, au fost foarte apreciați, au avut și un ecou destul de bun în presa internațională. Trebuie să ne imaginăm că România este o țară destul de necunoscută în afară, sau cel puțin nu cunoscută în termeni buni. Și atunci orice prezență de asta în care lumea vede și wow, există și România și se poate zbura în România și chiar aveți și aeroporturi, așa, e foarte, foarte frumos să fii prezent și să spui lucruri bune despre țara. Un aeroport poate fi folosit și de marile linii aeriene, dar și de aviația mică.
cu un management bun al traficului aerian și cu un management bun al aeroportului, cele două zone de aviație nu se încurcă, dimpotrivă, sunt complementare. Максимум.